Da, încep cu acesta un al nouălea episod care însumează vreo 7-8-9 ore, cred, de înregistrare video. Dar de lucrat, eu am lucrat peste 30 ceva de ore, poate 40, poate de când lucrez la această traducere, dar e imposibil să înregistrezi tot ce faci și nici nu s-ar uita nimeni. Adică mie nu mi-ar fi greu să înregistrez tot ce fac, dar nu mi-ajung banii ca să cumpăr atâta memorie ca să o stochez. Și trebuie să o urci în YouTube și să leagă una de alta. Am verificat de sus până jos și mai sunt aici pe ultima sută cu verificările înainte de a posta. Și nu o să comentez, o să vorbesc cu mine singur aici cu articolul. Deci, unele dintre aceste grupuri proeminente de oponenți cubanezi sunt Partidul Pro-Drepturile Omului din Cuba, PPDHE, fondat la 28 iulie 1988. Pentru că în Cuba, nu o să stau să citesc fiecare de asta, o citesc pentru mine. Și mă uit să nu fie vreo greșeală, să nu fie rămas diacritice nepuse la locul lor. Naționalist, cum e aici, spre exemplu. Aici era nevoie de un ț. Vezi și aici e nevoie de un ș pe care hai să-l iau de aici. Așa. Iau de aici un ș. Unde eram? Aici. Vezi ș. Aici e ca la Alba Neagră, când te duci, ieși de aici și te întorci înapoi, nu mai știi unde erai. Deci, viața ascunsă a lui Fidel Castro. Ia, mă întorc aici. Mai mă întorc un pic. Disidenția. Ei, cidencia cubana. Asta e articolul pe care îl traduc, dar mai deschid o pagină ca să... Deci unde eram aici? La vida ocultă, Viața ascunsă a lui Fidel Castro este o carte publicată în 2014, scrisă de un cubanez, gardă de corp. Da, gardă de corp de-a lui Fidel Castro. Nu are versiune în limba română și atunci, deci, vedem și aici că nu are versiune în limba română, are decât în franceză, până la ora asta. Și atunci, aici, o să o marcăm cu roșu. Viața ascunsă a lui Fidel Castro. Juanita Castro, aici, este sora lui Fidel și a lui Raul Castro. Juanita Castro este versiune în limba română, e o versiune mai sărăcuță, dar este. Calixto Martinez. Asta ce-o fi? Asta ce-o fi făcut? Ia.
Calixto Martinez, ce bubăviță. Ziarist independent, mă rog, are versiune în română. Ce a făcut, ce nu a făcut, vedem por. Deci, n-are. Dacă n-are, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Huber Matos. Ăsta apare undeva mai sus. Am văzut câte ceva despre ce face, ce a făcut și ce n-a făcut. Deci, treaba care mă interesează aici este dacă are sau dacă nu are versiune în român. Raul Rivero. Aici, Raul. Și aici, Rivero. Rivero, care nici el nu știm ce a făcut. Nici nu prea ne interesează, dar ne asigurăm că deci a murit în 2021 la 75 de ani. Poet, periodist, activist cuban. Da. Deci n-are versiunea în limba română. Așa. Uite așa. Umberto Sori Marin. Umberto Sori Marin. Ce ai făcut, băbițe? Fusilat de un 61. Avocat de profesie, mea, Da. Deci nu-i. Dacă e aici în listă, înseamnă că e vreun dizident și el, nu? Dacă l-aș împușcat ăștia. Juan Alborna Salado. Mi-e și frică să mai mă uit, că... Tu ce ai făcut, uiți? Încă trăiește, e născut în 36. Nu înțeleg așa cum mai chemă. Așa, deci, noi nu știu. Deci băbuța nu este... N-are... Eciu. Pedro Luis Boitel. El a murit de greva foamei. Greva foamei în 1972. Pedro Luis Boitel. Armando Valladares. Tu ce ai făcut, băbițe? Pușcării, născut în 37, încă mai trăiește, naționalitate cubană, rezidență în Statele Unite. Da. Jesus Carizaras Zayas.
Iahovița, tu ce ai făcut? Ce ai făcut, Iisuse? Ia. Păi l-au cam împușcat, cred. Da, l-au cam împușcat. În 61. N-aveam și eu 2 ani. Ce-ai făcut, Iisus? S-au venit libanist, ăștia. Critica marxismului. Critici aduse marxismului. Eu aș zice critici aduse marxismului, da? Ia să vedem ce mă ajută și traducătorul ăsta. Că mai îmi dă și eu câte o idee. Critica marxismului. Mă rog, dacă așa e, dacă doi zice așa, mai bine zice așa mai că e. Deci, nu avem nici aici versiune în limba română. Și la dictatură suntem, avem, de asta avem. Bine, lor. Asta le-am verificat. Nu mai am ce să mai fac. Gran. Asta e un periodic, un ziar. Un fel de scânteie la noi. Organul Comitetului Central al Partidului Comunist din Cuba. Da, ar însemna bunica. Da, și... Ia. Gran.
Foarte bine. Da. Și am alimentat nu sunt acolo, sunt pe el.